Ziua de vinere aduce la Iași un nou meci important pentru Politehnica. Elevii lui Leo Grozavu vor primi de această dată vizita vecinilor de la malul Dunării. Într-o partidă de care pe care, dată fiind poziția celor două în clasament și faptul că ele se află la egalitate de puncte înainte de fluierul de start al meciului. De un nou joc pe teren propriu. Partidă dificilă ca toate celelalte de campionat. Întâlnim o colegă, dacă aș putea spune așa, prin prisma faptului că este una din echipele nou promovate ca și noi. Și mai mult ca sigur că, ținând cont și de faptul că este o vecină, ca să spun așa, de regiune, mai mult ca sigur că va fi o partidă interesantă, un derby regional. Și, cum știm cu toții, va fi o partidă încrâncenată, sunt ambiții. Chiar dacă gălățenii au fost nevoiți să joace un meci în plus săptămâna aceasta, respectiv cel din Cupa României contra FCSB-ului, acest lucru nu îi oferă liniște lui Leo Grozavu, care se așteaptă la o partidă disputată. Mă aștept la foarte multe, știu eu, șicane, simulări, chiar provocări, pentru că asta au demonstrat până acum la celelalte jocuri. Au fost partide la care echipa celor din Galați a arătat că cunoaște foarte bine această artă. Antrenorul lor este un tip luptător, așa și-a construit cariera. Nu este nimic ieșit din comun, noi va trebui să știm să răspundem cu aceeași monedă. Jucătorii sunt pregătiți pentru a le oferi propriilor suporteri o nouă victorie. Întâlnim Oțelul, una din echipele bune ale campionatului. Întâlnim o echipă după chipul și asemănarea antrenorului, o echipă care acoperă foarte bine terenul, o echipă foarte agresivă. Cu siguranță o să avem un meci greu, de pe urma căruia sperăm să ne bucurăm să obținem cele 3 puncte. Meciul dintre Politehnica Iași și Oțelul Galați va avea fluierul de start vineri la ora 18.